Salutare! Avem aici una bucată Mecuroci CS400T. Venit la mine cu problema că nu mai pornește, s-a oprit și nu mai pornește. Diagnosticul meu, compresie canci. Plus un zgomot ciudat. Urmează să o desfac din toate oasele și ciosvârtele. Că dacă e ofi și la simeringuri trebuie dat și volantă jos și ambreiaj și toate cele, așa că o să o demontez să vedem ce are. Da, zic eu că este tubulit. Am desfăcut Mecuroci CS400T. Și am zis eu că e setul bușit, dar de fapt e daună totală, are ambierajul rupt. Uitați-l și voi de unde s-a rupt. S-a rupt de la bielă, de aici de jos, de lângă rulment, în partea cu volanta. Nu știu de ce, habar n-am. Belea mare. Să vedem cum îi scot eu ambreiajul de aici, că nu mai am cu ce să țin contra. Trebuie să țin contra cumva de ce am mai rămas în ambielaj. Că ca să-i scot și ambreiajul de ambielaj de ăsta care se termină cu siguranță. Pompa de ulei antrenată de un melc format în arc. Așa. Uitați și rulmentul cu simeringul. Nu are joc, să știți. Dar pur și simplu s-a retezat. Au mă întrebați de ce. Și uitați și pistonul, în ce hal e. Nici vai steaua lui și ăsta. Cilindru X-Torc, motor X-Trosc. Vai curul lor motoare. Decât așa ceva să cumperi, mai bine îți bagi un băț. Uite și interiorul. E zgâriat, vai curul lui și el. E daună totală motorul ăsta. Ia unui vecin care a mi l-a lăsat să-l repar. Eu i-am zis că mai bine și altă drujbă, dar el nu. Poate s-o răzgândi totuși că e plecat în afară și până o veni el la toamnă s-o răzgândi. Nu știu dacă eu îi găsi ambielaj pe undeva. Hai că cilindrul eu îi mai găsi eu, dar ambielaj nu știu. Cilindrul X-Torc restricționat ca un rahat, ca un căcat, să fim mai clari. Prost, proaste motoarele astea, limitate rău de tot, X-Torc-urile astea mici, miniaturi de porturi și căcaturi. Acum să vedem cum dau eu ăsta jos, ambreiajul. Și așa cum v-am zis, am desfăcut jumătate de drujbă ca să... Toată drujba, frățică, ce jumătate de drujbă, că e toată împrăștiată, ca să... dau motorul jos. Voi vedea cum voi da și ambreiajul. Bun, ăsta e defectul, e cauza de daună totală, nu știu de ce. Probabil vreo fisură ceva în metal în fabricație și cu asta basta. Da. Dacă o repar, veți vedea. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere.